garajele cu stații de încărcare, nu? Pe garaj sunt panouri. Iar în partea de clădire administrativă, deci totul e cu fonduri europene, nu? Totul cu fonduri europene, vorba de exerciții 2014-2020 cu M3 cu 2023 pe mobilitate urbană. Și cât, care a fost valoarea proiectului integral? Valoarea totală a proiectului inițial a fost 5 milioane de euro, cu tot ce înseamnă la ajutările aferente ordonanței 15 și de ajustare de în ajutor la 6 milioane de euro.